Agenția pentru Protecția Mediului atenționează publicul larg cu privire la interdicția incendiilor de vegetație sau a deșeurilor de orice fel, precum și asupra riscurilor asociate acestor practici. Cine se încumete să dea foc resturilor vegetale riscă amenzi usturătoare. Cine se încumete să dea foc resturilor vegetale riscă o amendă cuprinsă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice sancțiunea este de 5.000 până la 100.000 de lei. Cei care vor să curețe gospodăria prin incendierea terenului trebuie să cunoască următoarele aspecte ale legii. Focul deschis nu se folosește în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuințelor, a anexelor gospodărești, lângă depozitele de furaje, pe câmpuri și miriști, în apropierea pădurilor, precum și în interiorul acestora. În niciun caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat. Proprietarii sau administratorii de păduri, indiferent de forma de proprietate, au obligația de a instrui și supraveghea pe cei care desfășoară activități în pădure privind fumatul sau folosirea focului deschis. Este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetației uscate și a resturilor vegetale pe timp de vânt. Distanțele minime de siguranță la care se poate face focul sunt 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozibili și așa mai departe, 50 de metri față de materialele combustibile sau clădiri, 100 de metri față de depozite de furaje, 200 de metri față de liziera pădurii. Păstrați o rezervă de apă lângă locul unde ați făcut focul, pentru a-l putea stinge imediat în cazul în care ați considera că este pericol de a se extinde. Colectați în grămezi vegetația uscată și resturile vegetale în cantități, astfel încât arderea să poată fi controlată. Faceți focul doar în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport, gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile. Curățați de vegetație suprafața din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de cel puțin 5 metri. Faceți focul numai pe timp de zi. Supravegheați permanent arderea. Anunțați orice incendiu la numărul de telefon 112. Relatează România TV.ro.